Bun găsit, dragi tauri, la etalarea voastră pentru a doua jumătate a lunii aprilie. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia Taur, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, descendentul, nodul nord și multe planete pe astrograma natală în semnul Taurului sau orice legătură cu această zodie. Hai să vedem, dragii mei tauri, care sunt relațiile dintre voi și ceilalți sau relația dintre voi și o anumită persoană, da? La bază avem regele de cupe, asul de spade, patru de cupe și doi de spade. Nu prea știți voi ce să faceți, ați aflat o veste care v-a tulburat și v-a pus așa într-o stare în care nu prea vă convenea nimic. Poate niște bârfe pe care le-ați auzit sau le auziți. Văd totuși aici o veste foarte profundă pe care o primiți, poate în legătură cu un bărbat foarte influent asupra voastră. Poate e tatăl, poate e un prieten, poate e un verișor, poate e un frate, un coleg de muncă și așa mai departe. Văd o veste care vine către voi, poate o veste din zona medicală, dacă așteptați un răspuns în acest sens. Văd aici adevărat că ați stat într-o stare de așteptare, dar în sfârșit vine Atena și face dreptate, în sfârșit... Poate o veste pe care o primiți și care vă responsabilizează mai mult din punct de vedere emoțional. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Situația, 9 de cupe. Ce gândiți voi, valetul de spade? Ce simțiți voi, împărăteasa? Ce stă la baza manifestărilor, 6 de spade? În exterior, regele de bâte. Ce simt ceilalți, șapte de bâte, nu știu ce am cu spadele, și ce gândesc ceilalți, faietonul. Foarte profundă etalarea voastră, dragii mei tauri. Ce simt aici foarte intens este că o relație care este la un apogeu din punct de vedere emoțional, posibil să sufere anumite schimbări în această perioadă. Schimbări care, nu știu, presupun anumite schimbări și în voi, da? Nu numai în cadrul relației. Relația este o a treia entitate, da? Care se creează între noi și ceilalți, da? Între o persoană și cealaltă. Acum acest 9 de cupe mă duce cu gândul la o căsătorie, mă duce cu gândul la o relație foarte stabilă, la ceva foarte profund, poate o colaborare pe care o aveți de mult timp. Relațiile voastre sunt dominate de o altă relație a voastră, cumva totul se învârte în jurul unei persoane, în jurul unei relații pe care voi o aveți cu o persoană foarte dragă vouă. Poate semnați un contract, poate ajungeți la o împlinire mult mai mare, poate cineva vă cere în căsătorie. Văd aici totuși niște schimbări, niște drumuri la voi și o curiozitate mare, dar o împlinire. Acum, dragii mei tăurași, dacă vă doriți un copil, să știți că e momentul, da? Aveți șanse să faceți acest lucru. Pentru alții, dacă discutăm de zona personală, poate relația voastră devine ceva mai stabilă în această perioadă, poate vă oficializați relația, poate sunteți mult mai conștient de sentimentele celelalte persoane, pentru că văd că e posibil în această perioadă să aveți de-a face cu un personaj foarte marțian, un personaj care știe foarte bine ce vrea și care să pună nițel piciorul în prag în relația cu voi. Acum n-aș ști să vă spun despre cine e vorba, poate discutăm de o colaborare, de o zonă personală, da? De un iubit, de o iubită, poate de un prieten, de o prietenă care poate vrea mai mult cu voi sau despre o prietenie care în această perioadă pur și simplu capătă o altă dimensiune. Ce gândiți voi? Voi sunteți foarte curioși, vă doriți să aflați multe, spuneți multe, dați tot felul de vești, transmiteți tot felul de gânduri spre acest drum, spre această mutare. Văd foarte multă comunicare aici, poate mergeți undeva la munte, spun și eu. Văd că în exterior e adevărat cineva sau ceva vă provoacă. E o persoană care, eu cred că sunteți într-un trio și cred că cealaltă persoană mai are pe cineva în acest sens. Dar nu-i pentru toată lumea. Eu dau doar anumite idei, anumite mesaje. Voi luați doar ce se potrivește cu voi.
E interesant acest valet de spade că îmi spune că sunteți foarte iuți de minte în această perioadă. E o jumătate așa a lunii aprilie în care puteți să vă puneți în mișcare. E o perioadă în care chiar puteți să învățați, dacă vreți să învățați ceva, că aveți o curiozitate până la cer. Ce simțiți voi, împărăteasă? Să știți că este cartea voastră, da? Împărăteasa reprezintă aici foarte multă fertilitate. Vă simțiți împliniți pe un plan anume al vieții voastre. Poate în această relație, poate sunteți foarte siguri de o relație care a început și parcă pur și simplu poate nu mai vreți da o anumită relație, poate în viața voastră poate apare cineva. Vedem când vom clarifica. Poate e vorba de un proiect, da? Un proiect în care văd că mai aveți aici concurență, e destul de multă agitație prin jur. Poate cineva, poate se luptă două persoane pentru voi, da? Doi bărbați, da, două femei. Cineva se luptă aici. Aceasta a fost pisica, a făcut un salt fantastic de pe mobilă, pe canapea. Mergem mai departe. La baza manifestărilor voastre este un drum, o mutare, o schimbare. Ce faceți, dragii mei, tăuraș, cu cine vă mutați? Scrieți-mi acolo în comentarii, vă mutați, plecați, faceți drumuri, doriți pur și simplu schimbări în viața voastră, parcă schimbați macazul și parcă vă doriți mai mult să vă puneți pe voi pe primul plan în această perioadă, cel puțin. Poate un drum, un nou drum din viața voastră. Și sunteți foarte curioși, ca și cum mergeți într-o excursie și pur și simplu vă informați să vedeți ce-i pe drum, ce se întâmplă, vine valul, nu vine valul, ce găsiți acolo pe munte, da? Găsiți niște orașe, găsiți ceva interesant, nu găsiți nimic. E un nou drum, da? Poate să fie vorba de un nou drum în viață alături de cineva sau o mutare, ceva nou care apare la voi. Sau poate aveți multe drumuri de făcut în această perioadă. În exterior, regele de bâte. În exterior e foarte multă comunicare, foarte multă pasiune, foarte mult entuziasm din partea unei anumite persoane sau din partea unui grup de oameni. Cineva pune piciorul în prag, dragii mei tăurași, să știți că cineva chiar își dorește, dacă vreți, ceva serios cu voi. Dar e ca și cum merge după voi, da? Voi ați ales pe un drum și spuneți, domnule bun, da, vrei cu mine, dragul meu sau draga mea, bun, dar eu merg pe acest drum. Dacă ești cu mine, e ok, dacă nu, poți să rămâi în urmă. Și tare tine să cred că această persoană își pune așa la dispoziție tot ce are pe aici. Resursele interioare, resursele exterioare, deci tot ceea ce are și merge după voi, da? Sau poate voi fugiți de o iubire. Ce faceți, dragii mei, tăurași? Unii poate chiar fugiți de ideea aceasta de iubire, cu toate că nu v-ar sta vouă în caracter, dar depinde foarte mult de ce mai aveți acolo pe astrogram. Hai să vedem. Tot faietonul vrea la mine, înseamnă că are un mesaj important, oricum clarificăm după ce terminăm cu aceste cărți. Ce simt ceilalți? Cineva se simte gelos, dragii mei tăurași, cineva se simte foarte provocat de acest proiect din urma căruia voi culegeți roadele. Sau cineva se simte aici amenințat, da? Cineva este stârnit să ia atitudine, dar o atitudine din aceea marțiană, pur și simplu, de război. Da? Porniți un război în dragoste. Da? Pentru alții dintre voi, dar să știți că e ceva benefic. Acum, în exterior, lucrurile e adevărat, nu stau foarte, foarte roz, dar nu e pentru voi, e pentru cealaltă persoană. Voi sunteți aici cu drumul, cu nou început, cu proiectul, vă simțiți împliniți. Mai departe, faietonul, că tot voia și tot mă atrăgea așa spre el. Și pe voi cred că vă atrage, e o carte foarte frumoasă, este Marte din tarotul mitologic și el vorbește foarte frumos despre drumuri, da? Cineva este provocat să facă un drum, cineva este provocat de către voi să se împartă între două persoane, e conștient sau conștientă că nu mai merg așa lucrurile, că aveți nevoie de mai mult, de mai mulți bani, de mai multă atenție, de mai multe vorbe, de mai multă iubire, de mai multă informație. Sunteți într-o perioadă în care aveți o capacitate fantastică de a vă informa, aveți o capacitate fantastică de a încerca pe cât posibil să
să vă umpleți, da, zona aceasta mentală. Deci sunteți foarte, foarte curioși și atunci stârniți aici pe cineva, uitați ce rapid pleacă cu acest car spre voi. Hai să vedem ce spun și cărțile din Tarotul Umbrelor pentru dragii mei tăurași pentru a doua jumătate a lunii aprilie 2021. Eu vreau să văd aici cei cu această curiozitate. Posibil de asemenea și faptul că cineva ia atitudine într-o relație cu voi să vă facă mai curioși, să spuneți, domnule bun, da, ia să vedem noi ce e aici interesant, ce se întâmplă, dar ce e cu această persoană de fapt și de drept, ce intenții are, da? Asta vreau și eu să văd acum, ce e cu această curiozitate fantastică la voi. Hai să vedem, dragii mei tăurași. Stăpâna. Acum, ori sunteți foarte dornici să aflați mai multe de un proiect, de zona voastră feminină, de mama, poate cunoașteți pe cineva sau da, și vă informați să vedeți dacă acea persoană nu este căsătorită sau în cazul în care sunteți deja într-un trio, poate vă informați pur și simplu să vedeți dacă cealaltă persoană nu are pe cineva. Sau poate, eu cred că pentru un tăuraș discutăm despre o teamă de a-și asuma o relație. Nu zic neapărat că vă e teamă de relație, de ideea de relație în sine, ci poate vă e teamă de personajul acesta care vine către voi, că e foarte, foarte agresiv, așa, dar într-un mod pozitiv, e foarte pasional, gelos, știe foarte, foarte bine ce vrea. E un personaj posibil cu un Marte foarte puternic în astrogramă. Sau ceva puternic pe zonă berbec scorpion și când spun acest lucru nu înseamnă că este din această zodie neapărat. O să fac un video special când o să am timp și o să explic exact care e treaba cu zodiile și poate așa se mai lămuresc anumiți oameni, da, că nu se vor lămuri toți, că nu se uită toată lumea pe canalul meu de YouTube. Să vă lămuriți cu privire la ideea aceasta de zodii, da, și la concepțiile astea care apar, că zodia cu tare e așa. Asta ca și paranteza, am închis paranteza. La bază, regina de spade. Pentru unii să știți că poate fi vorba de zona actelor, poate chiar e un proiect pe zonă profesională pentru unii, da? Și atunci vă informați mai mult să vedeți cum anume vă puteți menține în această poziție, cum anume vă puteți menține în această situație în care vă aflați. E interesant. Hai să mergem mai departe. Vreau să vedem ce e cu acest 7 de bâte. Dar e foarte interesant ce fel se vede. E ca și cum cineva vine acolo să vă cucerească, să vă prindă și voi tiva în altă parte. Fine. Interesant, dragi mei tăurași. Hai să vedem. 7 de bâte, 4 de spade și eu sunt taur. Eu nu știu, uneori mă regăsesc mai mult la scorpion, la gemeni sau prin alte părți, dar e interesant să vedem dacă mi se potrivește de aici. 4 de spade. Cred că cineva cam și-a găsit liniștea în voi. Sau cineva care era liniștit și era așa, domnule, nu mai găsesc eu pe nimeni, nu mai am nicio șansă, nu se mai poate. Sigur nu întâlnesc pe cineva. Și hop, dragii mei tăuraș, v-a întâlnit pe voi, da, și l-ați agitat sau ați agitat-o, că e un nou început cu multă, multă împlinire. Poate e vorba de vreo veche relație care se reactualizează, pentru că v-am spus, ori e o persoană care vine și spune, domnule, gata, te vreau de soție sau te vreau de soț, sau discutăm despre o relație din viața voastră care poate până acum că am fost șubredă, poate și cealaltă persoană și-a pierdut încrederea și voi, dar voi mai mult pentru că deja o luați la sănătoasă. Sunteți împliniți, vă place, dar parcă vreți să mai copilăriți, parcă vreți să mai explorați ceva, parcă nu-i întreg puzzle-ul în mintea voastră. Hai să vedem mai departe, vreau să vedem ce e cu acest faeton, că tot mă atrage spre el, nu știu, dar e foarte interesantă situație, e ca și cum cineva vă fugărește cu acest car, da, cu faetonul de aici și voi mergeți tot înainte. Hai să vedem, pentru dragii mei tăurași. Regele de cupe. Pentru unii să știți că e posibil să aveți de-a face cu vreun scorpion, dar repet, nu-i pentru toată lumea, nu le luați motamo, că nu-i neapărat. Poate să fie o persoană care are un astfel de caracter, o persoană care a murit, s-a reinventat de multe ori, a murit metaforic vorbind, da?
Și la bază avem 6 de bâte. Să știți că e un personaj care pur și simplu, da, și cam pune piciorul în prag, cel puțin dacă sunteți doamnă. Nu știu pe cine cunoașteți, ce se întâmplă sau dacă cineva din viața voastră devine așa mai sentimental în ceea ce vă privește. Dar e o persoană cu atitudine, dragii mei tăurași, și e interesantă această idee de victorie aici la voi. Chiar o victorie foarte, foarte frumoasă, aș spune eu. Și o relație, deci fugiți voi cât fugiți, da, se pare că e posibil să vă prindă din urmă. Na, glumesc, dar cine știe. Eu vă pupăcesc, dragii mei tăurași, și vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la filmările zilnice. Nu uitați că sunt și acolo mesaje și la filmările săptămânale. Vă pupăcesc!